Doamnelor și domnilor, vă invit acum la rubrica noastră Școala Vieții cu Sorin Ovidiu Vântu. Domnule Vântu, bună seara, bine ați revenit la Super Jurnal. Săptămâna trecută am vorbit despre manipulare, despre manipularea femeii, da? Am o întrebare la dumneavoastră. Ce sfat ați da președintelui Iohannis ca să o manipuleze pe Angela Merkel astfel încât aceasta să renunțe să trimită refugiați în alte țări din Europa, inclusiv România, evident? Golănasule! Ține minte, orice femeie abia așteaptă să fie manipulată. Așa. În chestiunea refugiaților, i-aș recita Angelei Merkel o poezie pe care am scris-o chiar eu, între două semafoare. Vă rog, hai să auzim. Cu mare plăcere. Poezie. Foaie verde, flori de soc, stați refugiați pe loc. Doamna Merkel nu vă vrea să dormiți numai la ea. Veniți cu toții la noi, repede în pas zioi, să vă dăm casă și masă și un șpriț de tămâioasă. România, vrei, nu vrei, vei fi plină de moschei. Foarte bune versuri. Foarte bune versuri. Deci cum era aia cu Angela Merkel? Cu Angela Merkel nu vă vrea să dormiți în pat cu ea. Talentul nostru de poet este proverbial. Domnul Vântu, aș vrea acum să îmi spuneți ce părere aveți despre trimiterea în judecată a premierului Victor Ponta. Este cel de-al doilea mare eveniment al săptămânii care se încheie astăzi. Credeți că domnul Ponta ar trebui să demisioneze? Golănasule! Aceasta este o întrebare interesantă care mă stimulează intelectual. Așa! Liviu Dragnea îl va ține pe Ponta împăiat în geam până după alegeri. Dar de ce să-l țină împăiat în geam până după alegeri? Are un interes. Bun. Dar dacă nu iese chestia asta, dacă până la urmă domnul Victor Ponta va trebui să plece și în locul lui, să zicem, ar veni Gabriel Oprea, e posibil așa ceva? Exclus! De ce? Bătrânelule, este ca și cum ai înlocui un motor stricat de Logan cu unul de drujbă. La fel de prost o să meargă mașina. Eu în locul lui Liviu Dragnea aș vedea un singur om capabil să conducă România. Cine anume? Laura Codruța Căveti! Ea reprezintă adevărata putere. Ceilalți sunt Vax Albina 2 lei cutia. Doamnă Vântu, am o surpriză pentru dumneavoastră. Doamna Laura Codruța Căveti este aici și va veni acum în emisiune. Doamna Codruța, vă rog să poftiți. Aplauze pentru invitarea noastră specială din această seară. Vă mulțumim că ați venit. Mulțumesc de invitație. Bună seara. Ce ziceți, doamnă Vântu? Iată, doamnă, sunt atât de emoționată cât îmi vine să plâng și să râd în același timp. De 2 ani din această eugenie în buzunar pentru dumneavoastră. Este un flecușteț, însă vi-l dau din inimă, deoarece vă respect și vă stimez. Și mai am aceste două delațiuni ordinare pe care le-am scris în pușcărie. Aceasta este despre Traian Băsescu, care fura motorină pe vapor. Iar aceasta este despre Sebastian Ghiță, care spărgea bancomate noaptea în Ploiesc. Aveți și probe, domnule Vântu? Nu! Dar am talent de povestitor. Pentru denunț nu-ți trebuie probe, îți trebuie talent. Dumneavoastră ați văzut Urzeala Tronurilor? Nu. Este un serial care mă plictisește. Prefer emisiunile serioase, Vocea Pușcăriei și Te ascult pe undeva. Mare păcat, golănaso! Dacă ați urmărit Urzeala Tronurilor, ați fi înțeles că eu sunt mai malefic și mai inteligent decât picticul Tyrion Lannister. Doamna Căveti, ați auzit probabil, stând în culise, că domnul Vântu v-a propus la funcția de premier. Ce părere aveți? Da, am auzit. Mulțumesc, domnule Vântu, sunteți mult prea drăguți. Dar să știți că nu mă interesează să intru în politic. Prefer să stau pe partea liberă a gratiilor. Mare păcat, golănaso! Pentru că
ceară ar avea nevoie de un spirit tânăr, puternic, incoruptibil. Vă rog. Doamna Chioveși, de ce credeți că domnul Vântu ține la dumneavoastră, vă apreciază, chiar are un sentiment, văd că de, nu știu, de dragoste până la urmă. Da? Deși DNA-ul l-a băgat la pușcărie la un moment dat. Domnul Toni, cred că domnul Vântu este puțin masochist. Scuzați-mi termenul. E vorba doar de trucuri ieftine ca să obțină ceea ce dorește. Domnul Vântu este un bun actor, dar din păcate rolul lui s-a terminat. Te înfel, golănato! Rolul meu abia acum începe. Eu voi crește noua generație de oameni de afaceri. Îi învăț pe toți tehnica mea de manipulare. Ce-am furat noi ăștia până acum, bătrâneie, poezie? Iar noi o să vă băgăm din nou la pușcărie. Accept cu plăcere, cu o condiție. Să stau în aceeași celulă, cu Băsescu și cu Ghiță, aceste canarii care au furat motorina pe vapor și au spart bancomate. Ghiță a făcut și trafic cu Mercur. Scrie aici. Și uitați, vă mai dau o eugenie. Ca să-i băgați și pe ei la pușcărie. Vă mulțumesc, dar nu servesc. Nu pot primi cadouri de la foști inculpați. Păcat! Dacă doriți, am putea să o servim împreună. Eugenia, știți, este o pasiune mai veche de-a mea, desigur, după dumneavoastră. Doriți partea cu cremă sau cea fără cremă? Vă rog frumos să nu insistați. Vă rog mult de tot să nu mai insistați, da? Crema este delicioasă. Da, cred. Domnul Vântu, opriți-vă, nu mâncați aici Eugenia în fața noastră pentru că ne faceți poftă. Dar vreau să vă întreb, de ce vă place atât de mult Eugenia asta? Stimate domnule Grecu, pentru că Eugenia a fost singura mea prietenă în pușcărie. Știți care este culmea potenței? Care? Să faci dragoste cu Eugenia și să rămână gravidă. Mulțumesc foarte mult! Aici se încheie ediția de astăzi a rubricii Școala Vieții cu Sorin Ovidiu Vântu și Laura Codruța Chioveși. Mulțumesc foarte mult! Aplauze pentru invitația noastră!